Neața lume, aici episodul 4 la Mușocu și ești mecher, dar e rău pentru Rudeus, că se întâmplă chestii. Chestii care lui nu-i mai merg, dacă știți din episodul trecut. În fine, hai să începem cu această zăpadă. Era Rudeus cu partiu Astora, se ridică pe o stâncă din asta și zice, bă, vin urși, s-o grămadă, vreo 8 sau vreo 10 și încep să se bată cu ei. Rudeus face mare zonă de nămolă, ăștia intră în nămolă, ăștia încep să dea cu sabia să-i taie pe fraier și îi fac foarte repede pe urși. Problema e că apare un dragon. Da, mai ținte din episodul trecut când la final a venit elfa că i-a auzit pe unii vorbind că echipa lui ăsta au bătut ei un dragon? Ei bine, acum vedem și ce s-a întâmplat, știi? Povestea din spatele zvonurilor. Ăsta zice, bă, gata, retragerea, n-avem ce să-i faci imediat mai dragonul, dar Rudeus zice, bă, hai că vă dau eu niște smoke ca să puteți să fugiți. Zi și făcut. După aia sare Rudeus pe el, ăsta îi dă cu foc, că n-ai dragon, și Rudeus barează cu apă, că na, magie OP. Și s-a enervat puțin Rudeus aici, bă, și trage în el cu pietre. Pietre din astea ascuțite, bă, și îl face pe fraier, îl pune jos. Zice, o, l-am prins pe fraier și după aia ce faci? Îi dă cu un bolovan în cap. Bro, oricât de mare ai fi dragon, bă, la orice ai fi, un bolovan în cap is the way. Și aia a fost dragonul. Bam, 3 minute, au rupt dragonul. Bine, bă, Rudeus, ce șmecherești, l-ai spart pe fraier. Se întorc acasă. Bă, știam că ești bun. A, nu mă așteptam să fii chiar atât de bun. A, bă, că dragonul așa așa trăgea să moară, zice Rudy. Și zici, nu vrei să te alături echipei noastre pe bune? Că, na, știu că 100% nu ne displaci. Adică au stat vreo 2 ani împreună. Bă, nu, că după ce o să afle lumea despre mine aici, o să mă duc în altă țară și tot așa și tot așa până o găsește pe maică-sa, că ăsta era scopul lui. Intră în cameră, se roagă la altarul lui Roxy. A doua zi, antrenament. Bagă Rudeus alergare, flotările la Blanao, abdomenele la Blanao, genoflexiunile la Blanao, da, băiatul e pus pe training. Deși e magician, e ce trebuie. Se uita la mușchii lui și s-a înroșit, ești nebun, era la modul, ia uite toată aici, amân. Stânga doboară și dreapta omoară, ești nebun. Se duce a doua zi să mănânce, ăștia erau aici, cântau. Marele Quagmire era bătut un dragon, l-a luat și l-a dat cu capul de beton. Aia ziceau, bă, dar mai cântă și altceva, am plictisit de piesa asta. Săracul Rudeus zice, bă, nu-i frumos să ziceți asta, eroul este chiar la masă lângă voi. Mănâncă și intră elfa pe ușă. Bam! A ajuns la el, mă l-a găsit, zice, aha, te-am găsit, avice. Oh, firar să fie, tu ești. Dar Rudeus nu știa cine. Nici eu n-a știut cine e în episod trecut. Păi ok, bine că avem oamenii care lasă comentarii cu informații utile. Deci mă bucur că te-am găsit, zice tipa asta, și își linge buzele, știi, Rudy, zice, bă, ce cu asta, dragoste la prima vedere, m-a văzut și m-a plăcut. Sau a venit și după corpul meu, adică e adevărat că am mai pus niște mușchi pe mine, dar totuși, abține-te. Se prezintă tipa, Elina Lise, Dragon Road. Obișnuia să fiu în aceeași echipă cu Paul. Pactul. Și sunt și prieten cu Roxy. Ua, prieten cu Roxy, dă-te încolo. Am auzit că ai doborât un dragon singur. Bă, da, dar era aproape mort. Bă, ce contează? Dragon e dragon, înțeleg de ce se laudă Roxy cu tine. Opa. Și începe asta să apropie de el, zice, bă, dar ce bine arăți, știi? Mult mai bine decât mă așteptam. O ia ăsta așa de bărbie și zice, bă, cred că merge, a? Mă pot duce până la capăt. Și ducându-se până la capăt, asta dă de medalionul lui și zice, de unde e medalionul ăsta? De la un prieten. Un prieten elf? Bă, da. Bă, ce tare, cam și eu unul din ăsta, Ninuma. Avem la fel. Bine, dar nu mă mai întărâtai, zice Rudy. Bă, nu te întărâta, dar nu vreau să devin nora lui Paul. Elina Lise, de ce ai venit aici? Ai treabă cu mine? Bă, da, am venit să aduc vești bune. Și chiar îți vești bune. Aflat unei Zenith. Zenith fiind măsa. Nu înțeleg de ce nu i-a zis măsa direct și a zis Zenith. Și aparent, dacă ar merge pe jos până acolo unde ea, i-ar lua un an. Sau mai mult. Și plus că e și iarna, nu se merită să plece acum, așa că a rămas în orașul ăsta să mai antreneze un pic. Plus că el a zis, bă, nu trebuie să te grăbești, că ne-am întâlnit cu Roxy, care și a căutat familia lui Paul și am format un party cu ea. Ceilalți cred că deja s-au întâlnit cu el și s-au dus în Begarit, că în Begarit erau ăștia. Ce, bă, și Roxy căuta, păi da? Nu știu ce să zic de Paul, se gândea Rudeus, dar dacă Roxy e cu ei, e ok. Aici era elfa sus, ce făcea, nu vă zic, dacă ați văzut episodul ați auzit, își vedea de treaba ei, știi? Îi zice Rudeus, bă, dar ești foarte activ așa de dimineață. N-ai treabă. Trecând mai departe, elfa vieții stăteau și cameră în cameră și asta venea în fiecare seară cu cineva acasă, știi? Problema e că lui Rudeus nu-i merge Rudeus, știi ce? Știi ce zic? Și stând ușă în ușă cu ea, voi auzea, dar degeaba. Zice că 2 ani. De 2 ani îl ține problema asta, nu și-a mai revenit. Zice că nu mai vrea iubire, nu mai vrea nicio relație, nimic, gata. Dimineața când iese din cameră, îl găsește fix pe prietenul ăsta lui și zice, nu e ceea ce pare, n-am vrut să-ți iau gagica. Rudy zice, stau, bă, nu, n-am nicio treabă cu ea, e ok. Plus că știi că la mine nu mai merge. Mie nu mai merge, știi? A, da, ai dreptate, scuze. E ok, nu mă mai deranjează acum. Și cum e, ți-a plăcut? Bă, da, e ce trebuie, tipa. Firar să fie. Bă, deci e un episod pe ghinion pentru Rudy. Ai. I-auzi, bă, îi zice Rudeus la elfă. I-auzi ce zice ăsta, că i-a plăcut normal? La toți le place, mă. Rudy credea că tachinează, dar n-a fost chiar așa. Și se gândea cum deja elfa i-a cam avut pe toți din partiul lui și al lui Sol. Se duc să mănânce, asta cu ăsta se îmbârlegau și aici la masă și Rudeus se gândea, bă, dar cum poate asta să țină un harem și să nu se certe ăștia între ei, știi, pe ea? Și aflăm acum. Îl plătea, mă. Da, ca să vezi numai. Îți dai seama, ea îl plătea pe el. Și zice, bă, în schimbul banilor nu trebuie capeți sentimente pentru mine.
mine. Aia a fost și aia ne aude. Deci așa funcționează, se gândea Rudeus. Rudi își făcea flotările aici, vine tipa asta cu o scrisoare către el. Ia și citește aici. Mare scrisoare, zice unul, salutare Rudeus, sunt Genius, grazi vice-director. Dar e director adjunct, cum ar fi, de la Universitatea de Magie din Ranoa. Am auzit despre tine, bă, și am vrea să te invităm la noi aici, la școală. Plus că am auzit că ai studiat sub Roxy, deci e clar. Și vrea să-l invite ca și student special. Special în sensul că nu trebuie nici să fie la ore, nici să facă teme. Doar se duce, se folosește de tot ce au ea de oferit acolo la școală, facilități și te antrenezi, faci ce vrei cum vrei, n-ai nicio treabă cu școala. Rudy se gândea, bă, n-ar fi rău, dar nu-l cunosc pe tipul ăsta, că de fapt e vrăjeală, știi, dacă e scam. Plus că e bine să mi se apreci munca de 2 ani. Deci numele lui chiar s-a răspândit pe aceea. Plus că magia mea cam sta pe loc, că na, nu s-a mai antrenat cu nimeni. Și întreabă pe băiatul ăsta dacă a auzit de studenții ăștia, există? Bă, există, zice. Ăsta aparent a studiat la Universitatea de Magie, dar s-a lăsat în al 5-lea an. Zice că universitatea asta mai trimite scrisori la oameni ca el, gen care fie au niște vrăji super șmechere, fie au magie foarte multă, știi? Și e bine, pentru că dacă ei ajung faimoși și cineva întreabă, bă, dar unde ai făcut școala? O zice de asta. Și atunci e bine și pentru ei, că le face reclamă. Gândea Rudeus, bă, atunci dacă mă recrutează ăștia pentru că eu nu folosesc incantații când fac magia, probabil că nu e scam. Ce zici, mă, Rudeus, vrei să te duci? N-ai fost niciodată la școală. Bă, nu, eu am avut profesor acasă. A avut pe Roxy. Bă, șmecher, înseamnă că familia ta e destul de bogată. Bă, să știi că da, zice Rudeus. Hai că am uitat care era numele tău de familie. Greirat. Numele meu este Rudeus Greirat. Greirat? Bă, voi nu aveați o grămadă de bănuți și chestii în Ashura, ba da. Și atunci ce cauți pe aici singur? Păi a venit după în familia lui, îți dai seama. Și își aduce acum aminte de unde a plecat în primul sezon. Noi trebuia să fi văzut primul sezon înainte de ăsta, al doilea, cel puțin eu, că am cam uitat din personaje. Și zice că el plecase de acasă să o antreneze pe Eris, doar ca să facă bani să ajungă la școala asta de magie. Eu aș uita că există școala asta, dar aparent omul chiar a avut obiectivul ăsta să ajungă aici. Scopul lui original era să meargă cu Silfi la școala vieții. Pare unul fi Silfi și ce mai face? Și apare el, falea pe ăsta în brațe și zice, bă, are omul dreptate. Mai bine te duci la școala aia decât să te întâlnești cu Paul. Dar Rudy zice că nu, că scopul lui principal e să-și unească familia și după aia, dacă e. Bă, n-ar fi rău nici să-mi îmbunătățesc skillurile, știi, dar mai degrabă aș vrea să-mi întâlnesc familia și după aia. Se pune la somn și are un vis. Se întâlnește cu zeul ăla lui de la reîncarnat pe el. Nu s-a mai întâlnit cu ăsta de 2 ani. Zice Rudeus, am strigat de multe ori când o căutam pe Zenith. De ce nu mi-ai răspuns? Eh, lasă, n-ai tu treabă. Lasă, măcar acum e bine că ai aflat unde e maică-ta. Nu, e bine, zice ăsta, da, mă. Nu știam că Roxy o caută. Genial. Și am auzit că se duce și ea în Begarit, numai bine ne întâlnim acolo. Dar asta zice, bă, e sigur că vrei să te duci să te întâlnești cu ea? Păi nu prea ai cu ce să te lauzi așa. Rudeus al mic nu îți mai merge, magiile tale nu prea s-au îmbunătățit cu mult față de ce făceai înainte, cu sabia, deși te antrenezi progres cam deloc, nu prea se merită. Dar dacă te duci în Begarit, o să regreți, zice asta. Fii atent să-ți dau sfatul meu adevărat. Îi zice, du-te la Universitatea de Magie din Ranoa și investigează ce naiba s-a întâmplat cu teleportarea vieții din Fitoa. Bă, asta și atunci, mini Rudeus o să funcționeze. E ce trebuie. Și se gândește asta. Bă, nici serios, chiar o să-mi revin. E ce trebuie atunci. Se trezește ăsta fix cu elfa în pat. A lui nu mergea deloc, chiar dacă era cu elfa în pat. Și le-a asta în brațe și stă Rudeus așa, lemn aici. Dacă n-avea ce să facă. A doua zi, pregătit să plece. Tot partiul lui Sol, mai puțin el, îi zic, bă, hai, nebune, aude, mulțumim de participare. Rudeus îi zice, băi, Sol, știu că n-am putut să răsplătesc pentru tot ce ai făcut pentru mine în acești 2 ani. Ăsta îi zice, lasă, cum te-am ajutat prea mult. Mai mult am profitat de tine, zice asta. Dar cine știe, poate o să avem treabă prin Ranoa și dacă e să ne întâlnim, hai să mai mergem să mai bem ceva. Perfect, așa rămâne. Și așa am plecat spre Ranoa Kingdom. Și e super tare că îți bagă gen ce ar trebui să-ți bage după outro, îți bagă acum, că bagă outro-ul peste. Și pleacă el cu elfa. Când stătea pe la taverne, el s-a antrenat aia, s-a antrenat și ea, dar altfel de antrenament. Rudy supărat, foc, îți dai seama. Apoi ne arată pe tipele astea, pe Silfi aici, pe demonii ăștia, cine sunt ăștia, nu știu. Că nu cred că e băiatul ăla de a ajuta pe ei atunci, ăla în primul sezon. Și undeva în depărtare se vede coala de magie, deci au ajuns aici. Tare, pentru că episodul ăsta chiar se numea Scrisoare și scrisoarea a fost, iar episodul următor se numește Universitatea de Magie din Ranoa. Ghiș cu ce o să fie. Nice. Îmi place Mushoku Tensei. Sper că v-a plăcut și vouă acest episod. Nu uitați, băgați un like și un comentariu și ne audem mâine cu un nou clip.